În episodul de astăzi am să vă arăt cum se înlocuiește filtrul de motorină la un Logan 1.5 DCI. Pentru asta trebuie să desfacem aceste două șuruburi, acest carenaj și după care carenajul care apără bara și caroseria de noroi trebuie puțin îndepărtat către telescop. Am să vă arăt imediat. Pentru asta avem nevoie de un Torx de 20 pentru a desface aceste două șuruburi. Desfacem șuruburile. Desfacem acest brăduleț. Nu știu dacă se vede. Deci avem un brăduleț aici de desfăcut. După care tragem de plastic. Depărtăm carenajul și am ajuns la filtrul de motorină. Cu ajutorul unei tubulare de 10 desfacem acest șurub și mai e un șurub în partea cealaltă. Nu știu dacă se vede, undeva aici. Tubulara de 10. Și desfacem suportul. Vrei să te joci pe? Desfăcut suportul. Care tragem filtrul afară. Și punem filtrul cel nou. Pentru asta trebuie să declipsăm Bolovani.
declipsăm conductele și eu, ca să nu le încurc, deci ca să nu le încurc, cum declipsez, clipsez la loc, pentru a nu face vreo greșeală să le clipsez greșit. Așa. Dacă aici și mai avem două. Și clipsăm și pe cealaltă. Acum luăm o cârpă. Și ștergem bine filtrul, pentru că să ștergeți bine, pentru a verifica după dacă curge, dacă are pierde. După ce a spus conductele, nu puneți filtrul la loc și amorsați la această pompiță până se va umple filtrul. Cum știți că se va umple filtru, numărați și voi de vreo 25-30 de ori până, adică apăsați de 25-30 de ori pe această pompiță, ca să fiți siguri că s-a umplut filtrul de motorină. Dacă nu se umple și are aer, o să vă intre aer pe instalație, la injectoare, în pompa de injecție, și o să aveți mari probleme până scoateți aerul. Nici bateria nu cred că o să vă ajute să învârtiți atât ca să scoateți atât aer. După ce am amorsat, punem suportul la filtru înapoi. Punem prima dată piulița din spate. Care piulița din față. Și o strângem. Perfect. Acum punem
carenajele pe poziție. Legăm în partea asta la aripod. Punem și brădulețul. Brădulețul ăsta aici. După care urmează să punem șuruburile, roata. Dar înainte de toate, să dăm o cheie la motor. Să vedem dacă pornește. Vedem dacă a prins aer, dacă mă aerisit cum trebuie. Pornit. O lăsăm un pic. Să vedem dacă se întâmplă ceva. Nu s-a oprit. Vedeți, dacă dați de 25-30 de ori amorsați, apăsați pe pompiță, nu va prinde aer. Vedeți? Perfect. Oprim motorul și urmează să punem șuruburile la aripă și să punem anvelopa pe mașină. Oameni buni, cam asta e, cam așa se schimbă filtrul în motorină. Cam ăsta este principiul. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul videoclip.